Știți, doamna Dumitrache, pe lângă faptul că domnul Nicușor Dan nu poate să intre la această oră în nicio instituție publică, nu poate purta nicio discuție cu autoritățile centrale pentru a găsi soluții, mă gândeam că este o vorbă, știți, se ajunge trecutul din urmă. Pe primarul general al capitalei îl ajunge minciuna din urmă, că apa caldă a fost una din principalele teme de campania domnului Nicușor Dan și o promisiune deșanțată, că vor avea apă caldă bucureștenii de a doua zi după ce îl vor alege pe dânsul. Uitați-vă că nu au nici căldură, sute de blocuri, mii de oameni, nu au nici apă caldă. Se vede de pe lună managementul defectuos și lipsa de empatie a primarului general al capitalei. În vară a fost plecat 3 săptămâni în concediu, deși a fost avertizat cu ce probleme se vor confrunta bucureștenii. Și vede... Sper măcar să regrete alegerea pe care au făcut-o. Fiți sigură că dacă doamna Firea la această oră ar fi fost primar general al capitalei, era zi și noapte în mijlocul oamenilor, așa cum a fost de altfel în mandatul trecut al dânsei. Problema încălzirii